zeci de ani s-a discutat și rediscutat despre amenajarea unei platforme de gunoi în localitatea Roșiești. Anul acesta dau asigurări șefii județului că vor demara lucrările. Groapa de gunoi de la Roșiești, am făcut toate fazele premergătoare, până în martie scoatem la licitație construcția ca atare, deci săpăturile respective acolo, urmând ca din aprilie, să zicem, poate ceva mai devreme, să ne apucăm efectiv de săpat acolo. Amenajarea platformei de gunoi de la Roșiești este absolut necesară. Primarii comunelor vasluiene au fost amendați de către Garda de Mediu în nenumărate rânduri pentru depozitarea deșeurilor în locuri nepermise. Lipsa acestei platforme generează probleme de natură, să zic, financiară, probleme de natură umană, în sensul că deșeurile sunt depozitate încă în locuri nepermise de către persoane care motivează faptul că, neavând acea platformă sau, mă rog, sistemul de colectare integrată, să discutăm la modul general, nu este pus la punct. Această platformă va fi foarte, foarte importantă pentru județul Vaslui, pentru că sperăm noi, în momentul în care va funcționa, va pune cât de cât la punct situația deșeurilor din județul Vaslui. Pentru încălcarea legii gestionării deșeurilor, în anul precedent, unii primari au fost sancționați cu amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei. Organizarea unei platforme de gunoi i-ar scuti de griji și de amenzi, atât pe ei, cât și pe reprezentanții județului, amenințați cu amenzi usturătoare de către Uniunea Europeană. Oricum, dacă vor începe în primăvară lucrările, oricum va mai dura, eu zic, decursul unui an. Sperăm că se finalizează într-una lucrările, iar undeva prin anul 2013 și avem și noi un sistem civilizat de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul județului Vaslui. Trebuie să reușim, pentru că Uniunea Europeană vine peste noi cu niște amenzi de ne vindem și casa ca să scăpăm de ele, așa că trebuie să facem ceva în legătură cu aceste deșeuri din județul Vaslui. În prezent, municipiul Vaslui, dar și Hușul, sunt nevoite să depoziteze deșeurile la Roman, în timp ce Bârladul are contract cu o firmă din Tecuci, ceea ce necesită efort, timp și mulți bani pentru a nu încălca legea.